Ziua de 4 iunie 2024 se anunță a fi o zi de o intensă activitate astrologică, oferind oportunități și provocări deopotrivă. Fii deschis la noile perspective aduse de Mercur în conjuncție cu Jupiter și profită de momentul de claritate oferit de Venus, care va fi în cazimi cu Soarele, adică se poziționează în inima Soarelui. Cu o abordare echilibrată și atentă, poți transforma aceste energii puternice în beneficii concrete pentru viața ta. Aceste tranzite pot aduce atât oportunități de creștere personală, cât și provocări. O conjuncție în astrologie are loc atunci când două planete sunt foarte aproape una de cealaltă în același semn zodiacal. Aceasta combină energiile celor două planete, creând o influență puternică și sinergică. Mercur este planeta care guvernează comunicarea, intelectul și procesul de gândire. În astrologie, Mercur este asociat cu comunicarea, influențează modul în care ne exprimăm, vorbim și scriem. Este planeta responsabilă pentru abilitățile noastre de comunicare verbală și non-verbală. Mai este asociat cu intelectul și rațiunea. Această planetă este legată de mintea noastră logică, gândirea analitică și capacitatea de a învăța și procesa informații. Jupiter este cunoscută ca planeta norocului, expansiunii și creșterii. Este asociată cu expansiunea și creșterea. Jupiter aduce creștere, fie că este vorba de creștere fizică, spirituală sau intelectuală. Promovează extinderea orizonturilor și explorarea. Mai este asociată cu filozofia și cunoașterea. Jupiter guvernează cunoașterea superioară, filozofia, religia și învățământul superior. Este legată de înțelepciune și învățătură. Mai este legată de justiție și moralitate. Influențează principiile morale, etica și sistemele juridice. Conjuncția Mercur-Jupiter în Gemeni aduce o perioadă de expansiune intelectuală, comunicare intensificată și noi perspective. Aceasta poate fi o oportunitate excelentă pentru creștere personală și explorare, cu condiția să rămânem conștienți de tendința de a exagera și să ne menținem echilibrul. Pe 4 iunie, Mercur se va întâlni cu Jupiter, creând o energie expansivă și dinamică. Această conjuncție poate avea efecte variate asupra noastră. La cel mai bun nivel ne poate deschide mintea și ne poate oferi perspective noi și valoroase. La polul opus ne poate face să exagerăm sau să împărtășim prea mult. Comunicarea va fi intensificată sub influența acestei conjuncții, dar trebuie să fim atenți la tendința de a ne concentra doar pe ceea ce vrem să auzim sau pe informațiile care ne susțin punctul de vedere. Va fi mai greu să citim printre rânduri și să identificăm detaliile relevante. Deși acest tranzit este asociat cu optimismul, trebuie să păstrăm un echilibru fin între așteptările pozitive și riscul de a ne lăsa purtați de val. Mențineți ego-ul sub control pentru a evita încrederea excesivă sau aroganța, mai ales dacă cineva îți contestă ideile sau credințele. Tot pe 4 iunie 2024, Venus va fi în cazimi cu Soarele, marcând un moment de apogeu într-un ciclu legat de relații, creativitate și plăcere. Aceasta este o oportunitate excelentă pentru a străluci autentic și pentru a atrage conexiuni și oportunități benefice. Kazim este un termen astronomic din limba arabă pentru a denumi centrul discului solar. În astrologie, Kazim se referă la un fenomen în care o planetă este foarte aproape de Soare. Termenul Kazim a fost folosit de astrologii medievali arabi și a fost preluat de tradițiile astrologice ulterioare. În antichitate, astrologii vedeau planetele în Kazim ca fiind încoronate de Soare, primind putere și binecuvântări de la regele sistemului nostru solar. Atunci când o planetă se află în Kazim, se spune că este în cea mai puternică și favorabilă poziție posibilă, amplificând energiile solare. Când Venus este în cazim cu Soarele, aceasta înseamnă că planeta iubirii și a relațiilor se află exact în inima Soarelui. Acest eveniment are loc de obicei o dată pe an și este considerat un moment de putere maximă pentru influențele venusiene.
Efectele potențiale ale lui Venus în cazin cu Soarele includ claritate și intensitate în relații. Energia venusiană este amplificată, ceea ce poate aduce o claritate extraordinară în ceea ce privește relațiile personale. Este un moment ideal pentru a înțelege mai bine nevoile și dorințele noastre în dragoste și parteneriate. Creativitate și plăcere. Venus guvernează și aspectele legate de creativitate, artă și plăcere. Când este în cazin, aceste domenii pot experimenta o revigorare sau o creștere a inspirației. Atracție și magnetism. Energia puternică a lui Venus în cazin poate amplifica atractivitatea personală și magnetismul, facilitând conexiunile sociale și romantice. Reflecție și autenticitate. Aceasta este o oportunitate excelentă pentru autoreflecție și pentru a te conecta cu autenticitatea ta interioară. Poate fi un moment revelator în care să înțelegi mai profund cine ești și ce îți dorești din relațiile tale. Aceste conjuncturi astrologice pot oferi indicii valoroase despre cum să ne folosim de aceste energii, dar este important să ne păstrăm echilibrul și să nu ne lăsăm influențați în exclusivitate de aceste previziuni. Fiecare dintre noi are un set unic de priorități și o dinamică personală diferită. Ceea ce funcționează pentru o persoană poate să nu fie potrivit pentru alta. De aceea este important să păstrăm un echilibru între ghidarea astrologică și propriile noastre nevoi și obiective. Fii deschis la noi perspective și explorări, dar rămâi centrat pe ceea ce contează cu adevărat pentru tine. În acest fel, vei putea să te bucuri de beneficiile acestor conjuncturi astrale, fără a-ți compromite echilibrul și pacea interioară. Nu lăsa previziunile astrologice să te conducă pur și simplu. Folosește-le ca pe un instrument de reflecție și introspecție, dar ia deciziile bazându-te pe ceea ce simți tu că este corect pentru tine. Ascultă-ți intuiția și acordă-ți timp să evaluezi ce anume îți aduce pace și echilibru. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.